Liderul PNL, Ludovic Orban, face planuri pe termen lung când vine vorba de politică. Acesta a declarat că ia în calcul să candideze la președinția țării în următorul mandat. Ludovic Orban a afirmat că s-a gândit să candideze la președinție în următorul mandat. El spune că ia serios în calcul această variantă, întrucât și-a demonstrat calitățile de lider în toată cariera lui politică. Deocamdată, Partidul Național Liberal este principalul partid de guvernământ. Suntem în parteneriat cu președintele României, care este încă cu an bun de mandat. Acest parteneriat a dat roade pentru România și va da în continuare roade pentru România. Obiectivul nostru principal este să asigurăm buna guvernare a României și, ce v-am spus, saltul economic, saltul în dezvoltare, modernizarea, transformarea României într-un centru regional, într-un hub economic, care cu adevărat să genereze perspective de creștere a calității vieții și a veniturilor cetățenilor români. Până la alegerile prezidențiale mai este timp. Sigur că odată ce candidez la președinția Partidului Național Liberal, nu scot din calcul și această perspectivă. Asta este o decizie care se va lua ulterior. Important pentru noi este să guvernăm bine România. Până la alegerile prezidențiale, Orban are însă un alt hop de trecut. Congresul PNL din 15 septembrie, când se va alege viitorul președinte al Partidului Național Liberal. Lupta va fi strânsă. Contra candidații lui Orban ar putea fi Ilie Bolojan, Dan Motreanu, dar și Florin Câțu, pentru care primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și-a anunțat susținerea.